Salut! Sunt Alex. Și dacă tot ne bucurăm de apariția cartofilor noi, de ce să nu-i gătim într-un mod cât mai gustos? Cartofii țărănești sunt un preparat clasic adorat de toți. Pentru rețeta de azi, ai nevoie de 1. Pune cartofii la fiert într-o oală cu apă. Testează-i din când în când cu furculița și ai grijă să nu-i fier prea tare și să riști să se spargă. Odată fierți, lasă-i la scurs într-o sită pentru circa 2 ore. Cartofii trebuie să fie perfect scurși ca să nu devină moi și uleioși. Taie ceapa julien și baconul cu bulețe. Încingi o tigaie cu o lingură de ulei și călește-le împreună. Adaugă și cartofii, cimbrul proaspăt tocat mărunt și boia. Amestecă ușor să nu zdrobești cartofii. Odată ce s-a gătit totul, scoate-i pe o farfurie. Asezonează cu sare dacă e cazul și pune puțin piper. Toacă mărunt pătrunjel și coriandru proaspăt și presară pe deasupra. Știu că o să vrei să-i mănânci direct, dar crede-mă că merg de minune și alături de o friptură suculentă. Găsești rețete pe canalul nostru. Și nu uita, gătește din plăcere, doar așa îți va ieși mâncarea mult mai gustoasă. Dacă vrei să afli când punem rețete noi, abonează-te la canalul nostru de YouTube, Culinar Show, și dă un like pe Facebook, paginii Culinar.